Pace vouă! Dumnezeu să vă binecuvânteze și în această zi frumoasă de vară, o zi în care iată ne împreună în unii cu alții, cu Domnul Isus Hristos, și totodată căutând să înțelegem cuvântul Său. Ei bine, suntem în cartea a profetului Daniel, studiem împreună această frumoasă taină pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, în speță, capitolul 9. Ei bine, astăzi vom termina, în fapt, acest capitol pentru că vom vorbi despre ultima parte, ultima componentă a profeției celor 70 de săptămâni de ani. Înțelegând printr-o săptămână de ani în cultura ebraică, fiind șapte ani consecutivi. Așa cum noi în culturile vestice avem decade, secole sau milenii. E pornim la drum dând citire acestei profeții și înțelegând uh, că Taina care se ascunde este într-atât de importantă încât eu am numit-o cheia de descifrare a profețiilor. Haideți așadar să dăm citire acestui text. Daniel, capitolul 9, versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele Sfinte. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedenii și a și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. El, mare atenție aici, versetul 27, pentru că este în fapt textul care ne interesează astăzi în mod deosebit, revin la text așadar, el Va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare, și pe aripa urășinilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit, prăpădul hotărât. Ei bine, avem patru versete, patru versete uh, cheie pe care noi am pornit la drum. Uh, încercând să le înțelegem în tocmai, care vizează această profeție a celor 70 de săptămâni de ani. Și pentru o cadrare corectă în învățătura noastră, pentru că astăzi vom studia ultimul din uh, cele patru versete și ne vom focaliza asupra perioadei acesteia de șapte ani în care Anticristul va domni pe pământ, sunt ultimii șapte ani ai istoriei, ultimii din cei 490 de ani pe care Dumnezeu, mare atenție, i-a hotărât poporului Israel. Pentru a ne cadra însă corespunzător, vă invit să ne aruncăm ochii pe această planșă, în care avem structura, așadar, a profeției celor 70 de săptămâni. Ei bine, în versetul 24 am înțeles scopul profeției, și anume faptul că a fost dată pentru Israel. În versetul 25 ni se spune ce se va întâmpla în primele 69 de săptămâni de ani. Repet, o săptămână de ani are șapte ani conform calendarelor noastre, ceea ce înseamnă 483 de ani până în momentul în care a venit Domnul Isus Hristos la Ierusalim și am lămurit aceste lucruri. Apoi, între săptămâna 69 și săptămâna 70, după cum vedeți pe planșă, versetul 26, vizează un interval de timp. Cu alte cuvinte, între săptămâna 69 și ultimii șapte ani de... Uh, uh, ultimii șapte ani ai istoriei, Dumnezeu va pune o pauză sau îl va scoate pe Israel din ordinea de priorități, va pune biserica sa, va forma biserica sa în această perioadă de timp, urmând că apoi, după ce biserica va fi fost luată de aici, de pe pământ, Israel să redevină punctul central în viziunea lui Dumnezeu și în această ultimă săptămână de ani, cu alte cuvinte, ultimii șapte ani de istorie, să se întâmple lucruri. Extraordinare. E bine, pentru a înțelege și vizual cum sunt structurate toate aceste lucruri, iată așadar o altă planșă. Pe axa timpului avem cele 69 de săptămâni de ani și ultima dintre ele, apoi ultimii șapte ani a istoriei, dar care nu sunt într-o linearitate sau continuitate perfectă. Practic Dumnezeu adaugă acest interval de timp în care se întâmplă uh, două lucruri care sunt cu certitudine după primele 69 de săptămâni de ar, înainte de uh, întâmplarea sau începerea săptămânii a 70-a. Vorbesc aici despre execuția Domnului Iisus Hristos la Calvar și distrugerea templului, urmând ca în ultimii șapte ani ai istoriei templul să fie rezidit, anticrist să vină pe pământ și uh, să intre în acel uh, templu, să îl desacreze sub forma urciunii pustirii. E bine, ne întoarcem la versetul care ne interesează pe noi în mod deosebit, Daniel 9, versetul 27, și vedem aici câteva elemente cheie. Îl recitesc pentru voi. Și anume, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii, adică după trei ani și jumătate, după ce va fi făcut acel legământ, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Aici este vorba despre jertfa care se face la templu și pe aripa oriceunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit, adică a templului, despre templu este vorba aici, prăpădul hotărât. Din nefericire, traducerea și adaptarea în limba română sunt un pic deficitare, vă pun doar o mostră a unei traduceri mult mai bine poziționate și cadrate, de exemplu King James Version în limba engleză, care ne spune că el, acest el, acest individ, va, face, va confirma un legământ cu cei mulți timp de o săptămână, și la jumătatea săptămânii va face ca sacrificiul și jertfa necurat, necurmată să înceteze, și pentru răspândirea abominațiilor, a urciunilor, el o să desoleze, o să desacreze, o să pună urciunea în templu. Până când. Uh, Templul își va fi consumat uh, perioada aceasta care i-a fost uh, determinată ca să rămână în, în uh, 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 aș spune eu, autoritatea urciunii pustirii. E bine, cine este acest El și care este legământul pe care îl va face? Ce este acest legământ cu cei mulți? O întrebare logică din mințile multor oameni. Știm că Israel are o importanță geopolitică extraordinară și adesea este folosit în cuvântul lui Dumnezeu, nu sub titlul de Israel, ci la el se referă sub uh, nickname-ul cei mulți Dumnezeu fie când îl prezintă celorlalți, fie când se adresează lui în mod direct. Iată, v-am dat și câteva referințe în Isaia 28 sau Zaharia 11. Așadar, Israel devine sinonim cu cei mulți. Nu uitați lucrul acesta pentru că vă va ajuta să înțelegeți și mai târziu câteva aspecte cheie din cartea Apocalipsa. Mai mult decât atât, tot Isaia ne spune, atât Isaia cât și Zaharia, că el, Israel, va face în viitor un legământ cu moartea. Este o profeție a Vechiului Testament prin care, practic, Israel va face legământ cu Satan, care îi va aduce ulterior um, nu doar decimarea, ci pur și simplu, conform Zaharia 13, doi din trei evrei vor fi omorâți. Acum, este important să înțelegeți faptul că avem de-a face aici. Cu o particularitate terminologică. Am mai lămurit-o, dar uh, o pun din nou în fața dumneavoastră, ca și uh, manieră de revizuire a materialului, și anume ce înseamnă o jumătate de săptămână, pentru că ni s-a spus aici că el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, adică șapte ani de zile, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze gerfa și darul de mâncare. Despre ce este vorba? Ei bine, vă aduceți aminte. Ca să nu existe nicio confuzie. Vă aduceți aminte cum a început această profeție? Citesc din nou versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău. De ce le spunem noi săptămâni de ani? Pentru că terminologia limbii ebraice, limbii originale în care a fost scris textul acesta, este Shabua Shabuim. Shabua Shabuim înseamnă 70 de câte șapte și este o expresie pe care evreii o foloseau și atunci, o folosesc și acum în locuri răzlețe, sub titlul de săptămâni de ani. Poate că voi vă întrebați de multe ori de unde vine această idee, săptămâni de ani, pentru că ai scrie clar în limba română 70 de săptămâni. Nu sunt săptămâni calendaristice, adică Uh, 70 ori 7 fiind 490 de zile, ci sunt săptămâni de ani, ar șabuim, această expresie în limba ebraică înseamnă săptămâni de ani, așa cum, de exemplu, noi avem decade de ani. Dacă am fi spus 10 decade sau 7 decade, ne-am fi referit cu certitudine la 7 Înmulțit cu 10 ani, câți are o decadă, însemna 70 de ani. Nu putem avea decade de zile. Decadele, prin definiția lor, sunt de ani. Așadar, shabu, shabuim, înseamnă săptămâni de ani. Așadar, când venim la versetul 27, noi știm că este vorba despre o săptămână de ani, pentru că este cursivitatea textului. Este vorba despre aceste uh, acești ani și săptămâni de ani despre care uh, este profeția. Cu alte cuvinte. La jumătatea săptămânii, ce înseamnă jumătatea unei săptămâni de ani? Păi, din punct de vedere matematic, știm că uh, o săptămână de ani are șapte ani, jumătate înseamnă trei ani și jumătate. Și dacă vă uitați pe planșa noastră, aceeași idee este folosită sub forma mai multor expresii. Veți găsi, de exemplu, în Daniel 7 sau în Apocalipsa 12, descrisă exact perioada de timp despre care ne vorbește Daniel 9, dar sub... O altă expresie, două vremi, o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Două vremi, atenție, este termen dual în limba aramaică, nu este un termen plural. Limba aramaică are termen singular, dual și plural. Mai departe, avem trei ani și jumătate, um, expresie folosită în Daniel capitolul 9 și Daniel capitolul 12, referindu-se la exact aceeași, uh, același eveniment și perioadă de timp. Așadar, două vremi. O vreme și jumătate de vreme sau trei ani și jumătate înseamnă același lucru. Mai mult decât atât, în Apocalipsa 11 și în Apocalipsa 13, despre exact aceeași perioadă de timp se vorbește folosindu-se expresia 42 de luni sau 1260 de zile sau, în cazul nostru, o jumătate de săptămână. Vedeți aici, v-am și pus acea notă de subsol, o săptămână reprezentând șapte ani în cultura evreiască. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm din punct de vedere matematic către acest eveniment și îl privim din atât de multe unghiuri, noi înțelegem înțelegem că este vorba despre trei ani și jumătate doar cu o singură cu o singură um, um, explicație aici faptul că avem de a face cu ani biblici, nu ani calendaristici. Anii biblici sunt um, sau au o durată de 360 de zile și nu 365 de zile și un sfert, așa cum suntem noi obișnuiți în vremurile în, în, în vremurile noastre. E bine, acum textul ne spune că la jumătatea săptămânii acest el va face um, un lucru care va șoca pe cei cu care făcuse legământul. Și anume, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Interesant că exact acest text este scris, rămas scris în Matei 24, care înregistrează afirmațiile Domnului Isus Hristos și totodată modul în care el ne avertizează în speță pe poporul evreu. Când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul cel sfânt, în Cadeș Cadașim. Ei bine, el citează din exact Daniel, capitolul 9, versetul 27. Cine este însă acest prinț care va veni? pentru că este un el aici. El va face un legământ trainic cu cei mulți. Um, au fost multe speculații în teologie prin care sunt unii oameni care încearcă să insinueze faptul că este vorba despre Domnul Isus Hristos. Iubiții mei, Domnul Isus Hristos nu se va urca în templu și va desacra templu. Pentru că asta înseamnă va face să înceteze jerva și darul de mâncare. Având în vedere că El, Domnul Isus, ne-a tras atenția că se va întâmpla lucrul acesta sub titlul de urăciunea pustirii. Domnul Isus nu poate fi urăciunea pustirii. Cine este așadar acest El? E bine, pentru mulți oameni, este poate curios, dar dacă ne uităm atenți în Biblie, și veți vedea puțin mai târziu, Domnul care va veni este unul dintre cele 33 de titluri care îi se oferă acestui individ, în Vechiul Testament sunt 33 de nume sau de titluri, și în Noul Testament 13, care vorbesc despre unul și același individ. Noi îl mai uh, pomenim sub titlul de Anticrist. Anticrist este menționat doar o singură dată în uh, scrierile Apostolului Ioan. În rest, dacă vă uitați în toate descrierile care îl pun în fața noastră, veți vedea și câteva particularități la care voi reveni uh, oarecum mai târziu. Ce este interesant este că aici este vorba despre urăciunea postirii despre care a vorbit Domnul Iisus Hristos. Și dacă aveți răbdare cu mine până la final, în această predică, vă voi arăta câteva lucruri de detaliu și de precizie a interpretării biblice. Ei bine, la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa necurmată și darul de mâncare. Domnul Iisus Hristos în Matei 24 ne-a referit, s-a referit la același eveniment ca la urciunea pustirii. Am spus puțin mai devreme. Acum, trebuie să înțelegem câteva aspecte ca să vă puteți cadra bine în istorie de data aceasta. Și anume, s-a mai întâmplat vreodată, pornind de la această întrebare, ca Templul să fie desacrat și să fie vreun eveniment numit Urecina Pustirii? Ei bine, avem o sărbătoare în cultura evrească numită Hanuca. Mulți oameni consideră că este doar pur și simplu o sărbătoare uh, tradițională care nu are un fundament biblic. Și totuși, Hanuca este menționată indirect în Biblie, într-una dintre evanghelii și am să vă arăt. Uh, iar la uh, fundația acestei sărbători stă tocmai Revolta Macabeilor. Cine au fost Macabei? Iuda Macabeul a fost marele preot care l-a înlăturat pe Antiohus Epiphan, Antiohus al iv care cu aproape 200 de ani înainte de Domnul Isus Hristos a desacrat templul la rândul lui și a pus acolo în Sfânta Sfintelor, în Cadeș Kadashim, o statuie a lui Zeus sau a lui Jupiter, ceea ce prin definiție însemna urăciunea pustirii. Trei ani de zile a trebuit ca Iuda Macabeul împreună cu oștile sale să se lupte împotriva acestui împărat, Antiochus al IV-lea, ca să-l scoată afară, a trebuit să curățească Templul, a trebuit să arunce toate uh, instrumentele care nu mai puteau fi curățite, să uh, facă altele noi sau pe cele care puteau fi curățite să le sfințească din nou și a rămas în istorie sub titlul de sărbătoare a Hanucăi. Ei bine, v-am promis că vă voi arăta un text. Iată, așadar, dacă vă uitați pe planșa noastră, în Ioan, capitolul 10, citim un lucru curios. Versetul 22. În Ierusalim se prăznuia praznicul înnoirii templului, este scris în, în românește. Și uh, Duhul Sfânt adaugă un indiciu de detaliu. V-am atras mereu atenția, să fiți atenți, la precizia și eleganța cu care Duhul Sfânt ne lasă la îndemână o sumedenie de detalii. Revenind la versetul nostru, versetul 23, și Domnul Iisus Hristos se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. E bine, înnoirea templului, Hanuca, și vedeți, era sărbătorită iarna. Acum, despre ce sărbătoare a înnoierii vorbește Biblia, este o întrebare la care trebuie să fim atenți, pentru că această particularitate biblică este adesea greșit înțeleasă sau ignorată aproape în totalitate. De ce vă spun asta? Pentru că templul construit de Solomon a fost inaugurat conform unul împărați, opt, toamna, nu iarna. Mai mult decât atât, când templul a fost reconstruit de Zorobabel, aduceți aminte după domnia babiloniană, el a fost inaugurat conform ezra 6 primăvara. Cu alte cuvinte, despre ce este vorba aici, pe 25 Kislev, este sărbătoarea de rededicare a templului numită și Hanuca, o vedeți descrisă în Ioan capitolul 10 versetul 22 și în prima carte a Macabeilor, dacă vă veți fi curioși să citiți, capitolul 4 de la versetul 52-59. Și veți înțelege că aici a fost vorba despre Antiochus al IV-lea, care a venit la putere în 175 până în 174 și care atunci când a cucerit Ierusalimul a decretat că citirea Torei va fi un păcat mortal și a condamnat la moarte pe toți aceia care practicau religie iudaică. El a sfârșit prin a pune un idol în Sfânta Sfintelor numit Urăciunea Pusirii, era statuia lui Zeus sau lui Jupiter și a pus-o acolo chiar la, în ziua sa de naștere, a devenit un prototip al urăciunii pusirii despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în Matei 24: Mare atenție. Domnul Iisus Hristos spune când veți vedea, cu alte cuvinte vorbește în viitor sau pentru viitor, și anume că se va întâmpla ceva aidoma cu ceea ce se întâmplase odată cu Antiohus al IV-lea. Vedeți aici. Chiar în nota de titlu a acestei planșe, Antiochus a fost în, în Ierusalim și a făcut această urăciune a pusirii în aproape, cu aproape 200 de ani, cu aproape un secol și jumătate mai devreme decât Domnul Isus Hristos. Templul a fost rededicat în 165, ceea ce înseamnă că. Uh, el a fost uh, desacrat cu trei ani mai devreme, 168 înaintea erei noastre. De ce v-am spus aceste lucruri? Ei bine, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că templu va fi desacrat din nou, doar că templu, dacă vă aduceți aminte, prin Titus Aurelius a fost distrus în anul 70. Cu alte cuvinte, nu mai avem ce să desacralizăm atâta vreme cât uh, Templul nu mai era în existență. Întrebarea care se pune, și aici este, fac apel la logica dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos ne-a spus în Matei 24 că să fim atenți, evreii să fie atenți la urăciunea pusirii. Și când vor vedea această urăciune a pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, unde a vorbit prorocul Daniel, prorocul Daniel a vorbit în Daniel capitolul 9, versetul 27. Și anume că la jumătatea săptămânii, acest El, adică anticristul, va face ca jerfa și darul de mâncare să înceteze. Și pe aripa urăciunilor dorești va veni unul care pustiește. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne-a atras atenția să ne uităm în viitor. A atras atenția, repet, evreilor să se uite în viitor. Acum, probabil că unii dintre voi se gândesc că așa ceva s-a mai întâmplat oricum în istorie. Dacă nu era vorba de Antiohus Epifan, pentru că Domnul Iisus vorbește la viitor, Antiochus Epifan, nu uitați, a trăit cu un secol și jumătate înainte de venirea în lumea Domnului Iisus, poate că unii dintre voi se gândesc că astfel de evenimente de urăciune a postirii în locul preasfânt, în Cadeș, și m-au mai fost. Ei bine, n-au mai fost. Singurul eveniment și singura încercare care s-a -a dorit a avea loc a fost în anul 41, era noastră, când împăratul, imperatorul roman numit Caligula, a trimis ordin la Ierusalim și a vrut și el să pună propria lui statuie, de data aceasta în Sfânta Sfintelor, pentru ca să îi țină liniștiți pe evrei, să le desacreze Templul și, în momentul acela, să nu mai aibă să nu mai aibă o comuniune în religia lor. Pentru că un templu desacrat, desacralizat, nu mai putea să fie folosit pentru jertfă, atunci când nu era jertfă nu era iertare de păcate și, practic, în viziunea lui Caligula, le anula capacitatea lor religioasă. Ei bine, Dumnezeu a îngăduit în precizia pe care el o folosește de fiecare dată ca Satana să nu altereze linia profetică. La Ierusalim, la vremea respectivă, era generalul Petronius. Petronius era cel care, practic, guverna oarecum în această zonă. El știa deja istorie, știa că uh, cu 191-192 de ani mai devreme, cu aproape două secole mai devreme, Antiochus Epifan și-a pus toți evreii în cap și a sfârșit într-o revoltă datorită acestei îndrăzneli și a refuzat pur și simplu să pună în practică această cerere a lui Caligula. Întâmplarea face ca, ca atunci când Caligula a aflat, a trimis scrisoare ca să-l execute pe Petronius, și totuși Dumnezeu i-a purtat de grijă, pentru că două, două luni mai târziu Caligula a murit și se face că vestea morții lui Caligula a ajuns la Ierusalim mai repede decât a ajuns cererea ca Petronius să fie executat. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu, practic, l-a scos pentru această faptă, pentru acest gest pe Petronius, l-a scos din fața plutonului de uh, execuție. Evident, când vestea a ajuns la Ierusalim uh, și anume să le execute, era prea târziu, împăratul deja fusese declarat mort și toate deciziile pe care le luase și care nu fusese răpuse, încă în practică au fost anulate de senat. Întorcându-ne așadar la planșa noastră, știm că, înainte de ultima săptămână de ani, atunci când ni se spune că va fi templul din nou de sacrat, asta implică faptul că în ultima săptămână de ani, atunci când anticristul va veni, își va impune legământul și el își va, se va urca în templu chiar la jumătatea săptămânii, ceea ce presupune faptul că templul va fi din nou zidit. Nu uitați, templul, ultimul templu la Ierusalim nu mai este în existență din anul 70, atunci când a fost ars de către romani, a luat foc într-o eroare și atunci a ars în integralitatea lui și apoi a fost demolat pur și simplu pentru că aurul se topise și intrase între pietrele templului. Întorcându-ne așadar la ideea noastră centrală, știm că templul va fi rezidit, urăciunea pustirii înseamnă că anticristul va intra în templu, se va da pe sine însuși drept Dumnezeu, detaliile mărturie pentru această afirmație le găsiți în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, acolo unde Apostolul Pavel explică că acest răzvrătit se va sui în templu și se va da pe sine însuși drept Dumnezeu. Vedeți că, conform descrierii, avem ultima săptămână de ani, adică ultimii șapte ani a istoriei împărțiți în două etape identice, trei ani și jumătate și trei ani și uh, jumătate. Revenind la ceea ce ne interesează pe noi ca să înțelegem și ce înseamnă urăciunea pustirii, cine este acest domn care va veni? Cine este acest domn care va veni? Ei bine, sunt foarte multe aluzii în Vechiul Testament, așa cum v-am spus, de la Asirian, păstorul din nimic sau micul corn, până la prințul care va veni, sămânța șarpelui sau rege al fără de lege și v-am pus acolo toate trimiterile. Sunt aluzii și în Noul Testament. Am selectat doar câteva dintre ele, din cele 13 care apar. O singură dată îl avem subtitlul de Anticrist în 1 Ioan, capitolul 2, dar dacă ne uităm atenție, îl veți vedea și subtitlul de prorocul, minci, prorocul fals sau uh, mincinos și vă voi spune despre ce este vorba aici, cine este acesta și faptul că Anticrist va veni sub forma unui duet, nu neapărat ca un singur individ. Vorbim des, despre fiul pierzării, despre cel fără de lege și așa mai departe. Ei bine, acest anticrist va fi și vreau să fiți foarte atenți aici, un geniu intelectual. Aviz celor care cred că atunci când va veni anticristul, vor putea prosti și îl vor ține la distanță. Nu vor putea face, pentru că este un orator persuasiv, este un politician de succes, este un geniu financiar. Este un puternic lider militar, un excelent organizator sau un guru economic. De ce am menționat toate aceste lucruri și aveți trimiterile acolo? Ei bine, pentru că toate vor avea o componentă practică. Toate acestea vor avea o componentă practică în sensul în care, pentru a fi un guru economic și un geniu. Al, al finanțelor, trebuie să ai o criză foarte mare financiară pe care să o rezolvi astfel încât să fii declarat guru. Trebuie să ai un război aproape interminabil pe care să-l rezolvi pentru a fi declarat un lider militar de succes. Trebuie să ai tot felul de conflicte de un calibru extraordinar pe care rezolvându-le să poți fi denumit politician de succes. Și v-am pus trimiterile acolo pe planșa respectivă astfel încât fiecare dintre voi să le puteți uh, extrage din Cuvântul lui Dumnezeu și analiza voi înșivă. Dacă ne uităm însă atenți la ceea ce se întâmplă în lume, veți vedea că sunt toate premisele ca acest anticrist să vină cât de curând, să fie instalat la, la uh, putere și să uh, lucreze în uh, poate chiar zilele pe care noi le avem acum. Înaintea noastră. E bine, ați văzut că El uh, va face un legământ trainic cu mulți, cu Israel, i-am definit la început cine sunt acești cei mulți, v-am dat toate referințele, dar va face să înceteze jerfa și darul de mâncare. Interesant că atunci când Domnul Iisus Hristos în Matei 24 ne citează exact textul acesta, ne spune următoarele. Când veți vedea urăciunea pustirii, versetul 15 din Matei 24, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Atunci, cine este în Iudeea să fugă la munți. Pentru că va veni un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de când este lumea. Cum n-a fost niciodată de la începutul lumii și până, um, până acum și nici nu va mai fi. Cu alte cuvinte. Vedeți voi, Uriciunea pustirii. Și dacă vă întoarceți la planșa noastră și vă uitați peste ea, uriciunea pustirii la jumătatea săptămânii nu va marca doar desacralizarea templului. Doar uh, urcarea anticristului în templu care va fi reconstruit, ci pur și simplu va da startul a ceea ce noi numim Urciunea Pusirii. Sunt mulți oameni care consideră apropo că necazul cel mare va dura șapte ani. Ei bine, din textul acesta, Matei 24, pe care îl coroborăm cu Daniel 9, versetul 27, înțelegem că necazul cel mare va începe la jumătatea săptămânii de ani. Cu alte cuvinte, va dura trei ani și jumătate, nu șapte. Este logic. Dacă el se va pune în templu la jumătatea săptămânii, adică după trei ani și jumătate, dacă atunci când vom vedea urăciunea pustirii să fugim pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, trebuie ca necazul acesta să dureze trei ani și jumătate. De ce v-am spus lucrurile acestea? Pentru că termenii, termenii folosiți de către Domnul Isus Hristos, necazul cel mare, se identifică într-un într eveniment specific, clar și bine țintit. Nu este despre biserică, nu este despre uh, lume în general, chiar dacă se va răsfrânge și asupra lumii, ci fiți atenți, este despre poporul Israel. De unde știm lucrul acesta? E bine pentru că Domnul Isus Hristos, când vorbește despre un necaz așa de mare, citează din Daniel 12. Acolo este termenul folosit în cazul cel mare. Și am să vă citesc. Daniel 12, versetul 1. În vremea aceea se va scula Marele Voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Cine era poporul lui Daniel? Poporul Israel, bineînțeles. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău, adică Israel, va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Atât Daniel, cât și e, Domnul Iisus Hristos au ca rădăcină a textului pe care îl folosesc ca să împlinească linia profetică, Ieremia 37. Pentru că acolo este scris cine este ținta necazului cel Mare și pentru ce este folosită această metodologie. Citez, Vai, căci ziua aceea este mare. Nici una nu a fost ca ea. Este o vreme de necas pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Cu alte cuvinte, este vorba despre Israel. Și dacă sunt unii dintre oameni care consideră că Israel este în momentul acesta un soi de Israel spiritual, pentru că citează ei în mod eronat, nu mai sunt nici greci, nu mai sunt nici iudei, toți suntem un Domnul și încearcă să împingă biserica aici, e bine, aflați că în Daniel, capitolul 12, ni se spune specific, este despre poporul tău, Daniel. Poporul lui Daniel n-a fost biserica, Biserica nu era încă construită. Poporul lui Daniel a fost Israel. A vis celor care încearcă să pună merele și perele împreună și din ele să facă struguri. Mai mult decât atât, dacă suntem atenți, în Osea 5, versetul 14, ni se spune voi fi ca un leu pentru Ifraim, Ifraim este un alt mod de a se adresa lui Israel, și si ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Israel și Iuda sunt două, cele două contrapărți care au format imperiul sau statul Israel în plenitudinea sa. Și revin la text, Isaia 5 cu 14. Eu, zice Domnul, da, eu voi sfârși așa, apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu va răpi prada. Voi pleca și mă voi întoarce în locuința mea. Cu alte cuvinte, ca să se întoarcă în locuința lui, trebuie să fi fost aici. Și noi știm că a fost aici. A venit acum 2000 de ani și a intrat în Ierusalim, doar că evreii l-au pus pe cruce. Până când va sta în locuința lui? Până când vor mărturisi cine? Evreii care l-au respins. Că sunt vinovați și vor căuta fața mea, căci când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Despre cine este vorba aici? Despre poporul evreu. Biserica nu alergă la Domnul Isus Hristos când este în necaz. Biserica este o emanație a harului, a bunătății, nu a necazului. Biserica este un construct al Domnului Isus Hristos prin bunătate, prin har. Nu confundați harul cu necazul. Mai mult decât atât, nu confundați prigoana cu necazul cel mare. Faptul că Biserica a trecut încă de la intrarea sa în lume până când va fi răbită la cel prin prigoană, nu este totuna cu a trece prin necaz. Așadar, revenind la ceea ce ne interesează pe noi, am avut acest construct al. Celui care va veni, prințul care va veni în persoana lui anticrist, am avut apoi faptul că El va intra în templu și se va da pe sine uh, drept, uh, pe sine însuși drept. Uh, Dumnezeu. Mai mult decât atât, am înțeles că în momentul în care va veni, va veni ca un lider proeminent. Templul va fi la Ierusalim, el va conduce lumea. Și va fi un lider proeminent. Avem, vreun, avem pe undeva astfel de elemente? Descrieri în continuare? Ei bine, cine este acest anticrist? Cine este acest anticrist? Pentru că mulți se întreabă, este el evreu? Este dintre neamuri? Ei bine, în momentul în care ni se descrie acest uh, om, acest individ care va veni, care se va sui în templu, care uh, va desacraliza templu, este descris ca fiind fiul lui Satan. Geneza 3. Foarte mulți consideră că va fi evreu, pentru că atunci când Ioan vorbește despre el, îl identifică sub termenul de alos, nu heteros. Ioan 5, versetul 43. De asemenea știm că el va fi primit de Israel. V-am citat mai devreme, el va fi, cu el Israel va face un pact, și așa mai departe, acel tratat cu moartea, acel legământ cu moartea. Mergând în cartea Apocalipsa, pe care mulți o citează, dar fără să o înțeleagă de plin, este scris. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopar, dar avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Vedeți aici descrierea acestui anticrist. Apropo, de unde avem această descriere a faptului că el a fost rănit de moarte? O găsim în Zaharia 11 cu 17 pentru, pentru cei care vor să citească. Vaider de păstorul nenimic de care căruia nu-i pasă de oi, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să-i se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul cel drept. Nu va veni singur. Așa cum v-am spus, va fi un duet. El va fi însoțit de o a doua fiară, pe care noi o numim prorocul mincinos, care s-a ridicat de pe pământ, Apocalipsa 13 cu 11, avea două coarne care unui miel și vorbea ca un balaur, cu alte cuvinte, avea autoritate și avea persoasiune, sau o retorică foarte bună, lucra cu toată puterea anticristului și fă, el făcea acest proroc mincinos ca tot pământul să se închine anticristului. Ba mai mult decât atât să vârșea semne mari și minuni, ba chiar făcea să se pogoare foc din cer. Da, atenție! Coborârea focului din cer nu este despre o minunăție de minune, ci este o figură de stil specifică pentru poporul Israel. Pentru că poporul evreu știa că atunci când focul era venit din cer, reprezenta primirea jertfei de către Dumnezeu. Nu Moise a aprins pentru prima dată jertfa, ci ea a fost aprinsă cu un foc venit din cer. Nu Ilia a aprins focul, ci focul a venit de sus din ceruri. Nu Gideon a aprins, vă aduceți aminte, jertfa și așa mai departe. Exemplele pot fi nenumărate. Apropo! Sunt mulți oameni care încearcă să îi insereze ideea că Abel a fost primit de Dumnezeu pentru că fumul de la jertfa lui s-a dus în sus și Cain a văzut că fumul lui mergea lateral. Asta este o idioțenie românească. Iubiții mei, de unde a știut Cain? Pentru că doar jertfa lui Albert, Abel, Abel s-a aprins. Asta este cultura evrească, luați-o ca atare, pentru că asta este consistența din cuvântul lui Dumnezeu, mereu s-a întâmplat asta. Mai mult decât atât, când s-a adus foc străin pe altarul lui Dumnezeu, oamenii aceia au fost răzniți pe loc. Așadar, revenind la textul nostru, Apocalipsa 13 ne spune că prorocul mincinos de data aceasta, în duet cu anticristul, vor face semne, minuni și uh, vor îndrepta tot pământul către anticrist, Ba mai mult decât atât, va face acea icoană a fiarei inteligența artificială pe care v-am explicat-o, care va fi practic imprimată într-un uh, într uh, mecanism biomecanic care va arăta identic cu Anticristul, ca un robot, dacă vreți, așa, așa, care va vorbi și va face el însuși o sumedenie de uh, uh, semne și va avea autoritatea să încât să fie omorâți toți aceia care nu se vor închina. Icoane fiare. Cum va face un robot, așadar, cum va face inteligența artificială, cum va avea putere să decide asupra tuturor oameni? E bine, pentru că va avea autoritate. Mă opresc aici în a comenta despre Anticrist, pentru că vom mai avea câteva sesiuni în care vom vorbi despre el în speță în capitolul 11, acolo unde sunt câteva descrieri extraordinare și în capitolul 12 de data aceasta, unde vom lua în discuție chiar și celebrul 600 666. Ce înseamnă 666? Sub nicio formă nu înseamnă codurile de bare. Sub nicio formă nu înseamnă... Um, 666 nu înseamnă microcipul. 666 este numărul anticristului. Este identificarea sau numărul de înregistrare, dacă aș putea spune, al anticristului. Nu este cardul bancar. Pe cardul bancar aveți datele voastre, nu ale anticristului în microcipurile care și le pun astăzi oamenii, deși s-ar putea ca atunci când va veni Anticrist să folosească și el de microcipuri, dar în momentul acesta oamenii au în acele dispozitive datele lor personale, nu datele Anticristului. Vă rog să fiți atenți la aceste detalii pentru că vă vor ajuta să înțelegeți. Apocalipsa 13 ne vorbește despre momentul în care Anticristul îi va convinge pe oameni ca de bună voie și nesiliți de nimeni să-l accepte pe el ca fiind Dumnezeu. Să accepte de bună voie să primească semnul lui pe mână și pe frunte. Numărul acela nu se va da pe ascuns, nu va fi așa cum am auzit o mare idioțenie pe care n-am mai auzit-o niciodată până acum, că se va folosi o cerneală care intră pe sub piele. Tot felul de idioțenii care te fac să te cutremuri de câtă prostie a intrat în teologia de astăzi. Fiți foarte atenți pentru că Biblia este specifică, iubiții mei, este specifică. Așadar, că va fi sau nu un microchip, nu știm. Cel cert este că în momentul acesta nu există nimeni în întreaga lume care să-și impună uh, propriul său nume, propriul său număr de înregistrare adepților săi. Nu e nimeni care să facă așa ceva că Anticrist va veni și se va folosi de aceste tehnologii, nu știm posibil, dar deocamdată nu sunt. Câteva particularități pe care doar în treacăt vi le amintesc, vă aduceți aminte că am explicat data trecută, sunt unii oameni care consideră că biserica lui Dumnezeu va fi răpită la cer după necazul cel mare. Alții vorbesc despre faptul că va fi la jumătatea săptămânii când Anticrist va fi revelat și alții în momentul în care, și dintre aceștia fac și o parte, în momentul în care numărul de plin va fi fost împlinit și atunci Dumnezeu ne va lua acasă. În fapt, anticrist nu va putea, acest anticrist nu va putea fi revelat decât după ce biserica va fi răpită la cer. Textul de bază este 2 Tesalonicen 2, 1 cu 8 care ne vorbește despre toate evenimentele care se vor întâmpla până la uh, ziua Domnului și anume înainte de toate va veni apostazia conform versetului 3, apoi în versetul 7: Trebuie ca Cel ce o oprește, cel care are autoritate, adică Duhul Sfânt, asupra Anticristului, să fie luat din drumul lui și abia apoi va veni Anticrist. Anticrist pe care uh, noi l-am uh, delimitat în șapte ani de istorie. Va fi aici în șapte ani de istorie. Primii trei ani și jumătate vor fi. Necaz și strâmtorare din punct de vedere spiritual, pentru că oamenii vor crede în el, îl vor adula și vor avea plăcere în Anticrist, apoi își va arăta adevărata față, se va urca în Templu, va fi construit Templu între timp, va merge în Templu, se va da pe sine însuși drept Dumnezeu și atunci va începe ceea ce noi numim necazul cel mare. Pe ce mă bazez când spun că Biserica, apropo, nu va fi aici atunci, doar fugitiv și cât vă readuc aminte că sunt o sumedenie de texte, eu am selectat 40 dintre ele care uh, vă rog să le cercetați voi cu atenție unele dintre ele vorbesc despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos în mod vizibil, dar altele vorbesc despre un mod secret uh, în care nu toți îl vor vedea trebuie ca aceste elemente să fie distincte pentru că altfel texturi s-ar contrazice pe sine însuși și dacă mai sunt oameni care uh, se întreabă cum e posibil așa ceva, ei bine, asta pentru că Dumnezeu a separat lucrurile. Sunt texte care arată că uh, pe de o parte va fi răpirea bisericii, pe de altă parte va fi a doua venire, lucruri uh, distincte, pentru că unele vorbesc despre ridicarea la cer a credincioșilor, altele nu includ ridicarea la cer, ba din contră, includ revenirea lor aici pe pământ, trebuie să fi plecat așadar între timp. În alte texte veți vedea faptul că Sfinții sunt răpiți și ajung în Raiul lui Dumnezeu, pe când în alte texte veți vedea că Sfinții răpiți se întorc pe Pământ, ceea ce înseamnă că sunt două elemente distincte, pentru că nu pot să fie unul și același în, același, în, în, în aceeași perioadă de timp sau același timp. În altele, Pământul nu este încă judecat, pe când la final Pământul și locuitorii să lui vor fi trecut prin uh, judecată. Răpirea bisericii este un eveniment iminent. Versus a doua venire a Domnului Isus urmează un plan distinct. În alte texte veți vedea că răpirea bisericii este un eveniment destinat credincioșilor, specific doar lor, iar la a doua venire orice ochi îl va vedea. Evenimentul uh, răpirii este localizat înaintea zilei mâniei, foarte ferm și clar în Cuvântul lui Dumnezeu, pe când uh, evenimentul uh, acelei a, a doua veniri concluzionează ziua mâniei, practic. Răpirea nu are uh, nicio referință cu privire la, uh, la statutul lui Satan, pe când atunci când vedem a doua venire a Domnului Isus, știm că el va fi legat Satan pentru o mie de ani. La răpire Domnul Isus vine să-și întâlnească Mireasa sau biserica lui. La a doua venire vine împreună cu Mireasa și cu biserica lui. La răpire doar aleșii îl vor vedea la a doua venire orice ochi îl va vedea și nu în ultimul rând, acest eveniment al răpirii este urmat din cazul cel mare în toată logica pe care ne-o prezintă Biblia, pe când la a doua venire veți vedea că acest eveniment este urmat de începerea mileniului. De ce v-am pus la dispoziție toate aceste detalii? Pentru ca să înțelegeți cum ar trebui să ne poziționăm corect vis a -vis de profeția lui Daniel din capitolul 9. Cele patru versete care ne cadrează timpul și istoria într-un mod extraordinar. Am o surpriză pentru dumneavoastră și vreau să fiți foarte atenți ca să înțelegeți de ce precizia și analiza textului biblic ne arată când este poziționată practic răpirea bisericii, când este poziționată perioada anticristului, când va fi urăciunea postirii. Înainte de toate, nu uitați ceea ce v-am arătat tot timpul în planșa noastră, să fiți cu băgare de seamă, să fiți gata, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu ne gândim. Asta înseamnă doctrina iminenței și anume că va fi în orice clipă. Poate să se întâmple acum, poate să se întâmple peste o oră. Pentru acest eveniment n-ai nevoie de semne, n-ai nevoie de venirea anticristului, n-ai nevoie ca el să intre în templu, se poate întâmpla așa cum v-am spus acum. Este practic nădejdea credincioșilor, a mea și a dumneavoastră, o expresie a speranței, este ceea ce va genera o viață pură și victorioasă, o viață de sfințenie, este credința pe care a avut-o Apostolul Pavel și a exprimat-o foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu pentru că el s-a inclus printre aceia care așteptau răpirea bisericii și venirea Domnului. Vedeți textul din 1 în 4 și 2 Tesalonicen 2. Mai mult decât atât i-a dat aceste sfaturi lui Timotei să păzească porunca fără pată și fără vină până la arătarea Domnului, 1 Timotei 6, și a, a adus acest sfat pentru toți evreii convertiți. Evrei 10, 27. și 7. Cum ne raportăm noi la această doctrină a eminenței? Ei bine, prin adoptarea unei viziuni corecte din punct de vedere biblic față de toate domeniile vieții și să evităm extremele, acea răpirită despre care vă spusesem și răpitomanie, prin care mulți se duc către extreme. Important este să nu pierdem vremea, ne-a spus Domnul Iisus Hristos, pentru că Biblia nu susține și nu promovează nici lenea fizică și nici lenea spirituală și Dumnezeu însuși ne-a trasat sarcini precise și ne-a cerut insistent să muncim adoptând o mentalitate răbdătoare. Iată, în continuare, surpriza de care vă povestisem. Am să citesc destul de mult în textul nostru pentru că vreau să facem în continuare o mostră de analiză biblică, de precizie, prin care să înțelegem când este destinată să fie cea de a șaptezecea a, a, a șapte săptămână de ani și mă refer aici e, la faptul că Sub nicio formă nu era o continuare a săptămânii 69, ci pur și simplu Dumnezeu a pus un interval de timp între săptămâna 69 și săptămâna 70, este perioada Bisericii. Pe de altă parte, cum sunt cadrate evenimentele acolo? Așadar, haideți să citim împreună următorul text. Vă rog să aveți la dispoziție o foaie de hârtie și uh, un pix, și Biblia în același timp, și să vă însemnați lucrurile pe care vi le voi uh, arăta ca să rămână mărturie pentru înțelegerea dumneavoastră. Iată așadar Matei 24, versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Domnul Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Domnul Isus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici, piatră pe piatră, ca să nu fie derămat." El a șezut atunci jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, Doamne, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia? Trebuie răspuns, Domnul Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Remarcați-vă, rog, aceste trei întrebări. Când, va fi, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Care va fi semnul venirii Tale și care va fi semnul sfârșitului veacului? Este important să înțelegeți pentru că toate se vor cuprinde în versetele următoare. Versetul 5, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Țineți minte, vă rog, acest lucru, începutul durerilor, pentru că Domnul Iisus Hristos, atât în Matei, Luca și Apocalipsa, ne prezintă aceste șase tipuri de uh, repere. Nu neapărat semne, ci repere, aș putea spune, în același timp cu semne ale sfârșitului Hristos falș, războaie, boli, moarte, martiraj sau haos global. Revenind însă la textul nostru, Fiți atenți, vă rog, pentru că acum începe partea interesantă. Versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Remarcați, vă rog, acest concept. Atunci. Pentru că îl veți vedea repetându-se cu o densitate extraordinar de mare comparativ cu ceea ce se va descrie în Evanghelia după Luca. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții. Mare atenție este vorba despre poporul evreu, vorbește Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi și uh, spune uh, ce se va întâmpla cu poporul său. Merge mai departe, versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urâciunea posirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci... Vreau să fiți foarte atenți. Atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa din pricina celor aleși, însă zilele acelea vor fi fost scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Că se, se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Mă opresc doar o secundă aici. Se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși. Este vorba despre, nu așa în general despre pastori care n-au ce face și spun prostii, ci despre sat. Dar Satana, care își va pune la dispoziția publicului pe Anticrist, prorocul mincinos și icoana vorbitoare. Domnul Iisus Hristos îi avertizează pe evrei. Fiți atenți ce să faceți atunci. Pentru că termenul revenind la ceea ce ne interesează pe noi este foarte clar. Mai mult decât atât. Este scris că oriunde va fi stârbul sau hoitul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată însă, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă mare. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă, de la smochin, să învățați pilda lui. Când îi fragezește și înfrunzește măsli, uh, mlădița, vă știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ați remarcat, probabil, densitatea cu care Domnul Isus Hristos folosește acea poziționare în timp și spațiu, folosindu-se de conceptul atunci, 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 atunci. De ce v-am spus lucrurile acestea? Pentru că se adresează în speță poporului evreu, în și găsiți toate reperele uh, în textul însuși și în al doilea rând vorbește despre atunci. Haideți să deschidem puțin în Luca 21 și vreau să fiți foarte atenți, am să citesc doar câteva versete de data aceasta de aici pentru ca să uh, creem nota discrepantă despre care vorbeam și apoi să trecem la o scurtă analiză. Luca 21, versetul 5. Pe când vorbeau unii din te despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis, vor veni zile când nu, vor, când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățăturile le-au întrebat ei când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri. Revedeți, încă o dată, două întrebări, care sunt aproximativ cu cele pe care le-am văzut în Matei 24, dar remarcați că ei nu sunt aici în grădină, sunt lângă templu și au exact un același tip de discuție, doar că este o discuție diferită și este o discuție pe care Domnul Iisus Hristos o are cu toți la un loc. Vă aduceți aminte că în Matei 24 el a fost luat de la o parte de către patru dintre ucenici. Petru, Ioan, Andrei și Iacov. Cel mai probabil, acesta este punctul meu de vedere... Evenimentul care este descris în Matei 24 este o consecință a ceea ce s-a discutat în Luca 21. Când ei au auzit niște lucruri, apoi l-au luat deoparte în Matei 24 și l-au întrebat lucruri de precizie. Dar mergem mai departe, pentru că uh, detaliile pe care vreau să vi le arăt sunt uh, descentralizate de uh, această idee pe care tocmai v-am spus-o, Luca 21. Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, că -și vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe alocurea vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Interesant că avem de a face grosomodo cu același tip de semne. Hristos face război, boli, moarte, martiraj și haosul acesta global, generat de arătări înspăimântătoare, de semne din cer și așa mai departe. Doar că textul urmează într-un mod tare ciudat. Versetul 12. Dar înainte de toate acestea, vă rog să remarcați, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți o mărturie. Vă aduceți aminte că atunci când am vorbit despre vremea neamurilor, Domnul Iisus Hristos ne spune că evrei, repet, evrei vor fi dați în mâinile neamurilor, vor fi împrăștiați printre neamuri până la împlinirea vremii neamurilor? E bine, despre asta este vorba în Luca 21. Ei vă vor da înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Atunci, atunci, aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Și vă aduceți aminte când uh, a luat foc Roma, ce a făcut Nero. Vă aduceți aminte pe cine a dat vina. E bine, haideți să ne uităm la importanța preciziei în analiză, pentru că ăsta este lucrul la care uh, v-am atras atenția și vreau să închei aici. Luca 21 cu 12 se folosește de expresia înainte de toate acestea. Vor pune mâine pe voi, vă vor prigoni și așa mai departe. Pe de altă parte, Matei ne-a spus că aceste lucruri sunt decât începutul durerilor și apoi în 24 cu 9, el se folosește de un alt termen, a atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Expresia în limba grecească, toate paradososin, înseamnă în momentul imediat următor celor indicate sau după toate acestea. Care este diferența aici între cele două texte? Aș vrea să fiți foarte atenți pentru ca să vedeți un lucru măreț pe de altă parte și modul în care dacă învățăm să punem accent și preț pe precizia biblică, lucrurile se vor simplifica foarte mult. Privind către planșa noastră, în ambele texte, atât în Luca 21 cât și în Matei 24, avem de-a face cu războaie, cium, cu tremure și așa mai departe. Doar că Luca ne spune că înainte de aceste evenimente, se va întâmpla ceva. Matei ne spune că după aceste evenimente, la noi s-a tradus atunci, toate paradososii înseamnă imediat după ce se vor fi întâmplat aceste evenimente, ceea ce indică faptul că Luca și Matei, la o primă analiză, o primă privire, vorbesc despre evenimente diferite, care au într-adevăr ca și reper de unde pornesc acele semne, războaie, ciun, cu tremure. Dacă ne uităm cu atenție în Luca, înțelegem că el vorbește despre pusirea Ierusalimului care a avut loc în anul 70. În fapt, este vorba despre căderea Ierusalimului prin titus uh, 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 generalul roman care uh, în anul 70 a asediat cu legiunile sale a, -a, uh, a 10-a, 12-a și a 15-a Ierusalimul. Și în toată această perioadă, practic, un milion și aproape jumătate de oameni au murit. Interesant că Matei 24 vorbește despre o altă pustire a Ierusalimului când templul va fi fost reconstruit, citând din Daniel capitolul 9, o pustire care va veni în perioada anticristului. De ce? Pentru că el, Matei, inserează termenul urciunea pustirii, despre care Luca nici măcar nu a menționat. Apoi noi știm că în uh, Matei 24 ne spune că după urăciunea pustirii va fi fost uh, început necazul cel mare sau necazul lui Iacov. Încă o dată Luca 21 nici măcar nu vorbește despre aceste elemente. Ceea ce ne poate cadra pe noi din punct de vedere istoric, faptul că imediat după căderea Ierusalimului trebuie să se întâmple toate evenimentele descrise în cele șapte scrisori ale Apocalipsei primele trei capitole din Apocalipsa pentru cei care vreți să citiți. Și noi știm că imediat după perioada celor șapte scrisori se va întâmpla acel eveniment măreț numit Harpazo sau răpirea bisericii și abia apoi se va întâmpla uh, uh, încă o serie de războaie, cium cu tremure, care vor avea, veți vedea pe o planșă ulterioară, uh, Armagedonul, vor avea războiului Gog din Magog și așa mai departe. Interesant că imediat după Harpazul, după răpita bisericii, va fi acea judecată de răsplătire, nu de condamnare ci de răsplătire, timp de șapte ani, apoi nunta mielului, urmând ca pe pământ, de data aceasta, să fie lupta de la Magheda, lupta Armagedonului și cumva bătălia lui Gog din Magog. Am marcat-o pe harta noastră imediat înainte de războaie, cium și cu tremure, pentru că nu știm, sunt cercetători care spun că biserica s-ar putea să prindă războiului Gog din Magog, alții spun că nu, rămâne să vedem cum va fi. Interesant că atunci va avea loc a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Și în încheiere, pentru a ne cadra corespunzător și a încheia capitolul 9 din Daniel. Vreau să vă readuc aminte doar pe scurt panorama evenimentelor finale și anume am învățat în Daniel 9 cu 26 în duminica trecută și sesiunea precedentă de perioada bisericii care va fi urmată de perioada anticristului Daniel capitolul 9 versetul 27 de data aceasta perioada anticristului așa cum am spus este practic o compoziție de șapte ani de zile răpirea bisericii urmând a avea loc înainte de perioada aceasta este ferm scris în așa cum v-am explicat în 2 Tesalonicen capitolul 2 perioada anticristului însă va avea două părți egale primii trei ani și jumătate vor fi vrem de necaz și strâmbtorare din punct de vedere spiritual pentru că va fi o pace falsă și o prosperitate care îi va deservi și a servi pe oameni vis-a-vis -vis de anticrist el se va urca în uh, templu, va construi templu, practic, și se va pune uh, în Sfânta Sfintelor, se va da pe sine însuși drept Dumnezeu, ceea ce va marca începutul necazului cel mare, trei ani și jumătate de uh, necaz extraordinar. În toată această perioadă, așa cum am spus mai devreme, Biserica va fi fost răpită deja, este uh, lângă Dumnezeu, uh, a trecut prin perioada de judecată, de răsplătire, este protejată uh, pentru ca mânia să nu o. Afecteze, pe pământ, însă, totul se va termina după cei șapte ani cu Bătălia de la Magheda. Uh, invazia lui Gog din Magog este plasată cumva, așa cum v-am explicat, înainte de uh, intrarea Anticristului. În fapt, sunt cercetători care spun că acesta este un premergător, este un antemergător al intrării în scena Anticristului. Cert este că după șapte ani, după acești șapte ani, la sfârșitul uh, ultimei săptămâni a istoriei, să, săptămânii a, a săptămânii. 70, din cele 70 de săptămâni de ani, va fi a doua venire a Domnului Iisus Hristos împreună cu biserica sa. Este momentul când satana va fi legat timp de o de ani, pentru că este momentul începerii acestei împărății de uh, 1000 de ani. Este perioada care la rândul său va avea la început judecata lui Israel și petrecerea lor de nuntă de data aceasta. La finalul uh, perioadei de o de ani, satan va fi dezlegat și va încerca să înșele neamurile din nou, nu va reuși însă să facă lucrul acesta, pentru că totul se va finaliza cu judecata de la tronul mare și alb, urmând ca apoi cerurile și pământul actual să treacă și să avem parte de ceruri noi și un pământ nou. E bine, iată așadar o sumedenie de informații pe care dacă le veți pune cap la cap, vă vor ajuta să înțelegeți nu doar complexitatea cuvântul lui Dumnezeu, dar să puneți accent și preț pe precizia și eleganța Bibliei. Nu ne rămâne decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat până aici. Și am sfârșit, așadar, profeția celor 70 de săptămâni de ani. O profeție extraordinară pe care nu degeaba, nu la întâmplare, cei mai mulți cercetători o numesc cheia profețiilor. Domnul Iisus Hristos însuși ne-a spus să citim și să înțelegem, ne-a poruncit. Când veți vedea urăciunea despre care a vorbit prorocul Daniel, cine citește să și înțeleagă, să fugeți. Ei bine, vă las cu aceste lucruri și urmează ca de data viitoare să pornim la drum într-o sesiune la fel de frumoasă. Vom vorbi despre capitolul 10 și veți vedea în acest capitol practic o incursiune în lumea de dincolo. Practic, cortinele se vor da pentru câteva clipe la o parte și vom vedea ce se află în lumea spirituală, în lumea duhurilor, pentru că Daniel ne va prezenta aceste aspecte. Până însă, duminică, rămânem aici, încredințați în mâna lui Dumnezeu și cu dorința de a pune și în practică ceea ce am învățat. Tată, îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi, că ne-ai binecuvântat, că ne-ai onorat, că ne iubești. Îți mulțumim pentru că ne încredințezi atât de multă informație. Ajută-ne să o înțelegem și să o și practicăm în viețile noastre. Să înțelegem că venirea ta este iminentă. Să înțelegem că trebuie să te mărturisim în lume și să înțelegem că fiecare secundă trebuie trăită în Sfințenie. Ne încredințăm în mâna ta și îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu bun. Amen Iubiții mei, vă mulțumesc din suflet pentru că ați avut răbdare cu mine, pentru că m-ați onorat și astăzi. Vă mulțumesc pentru că ne binecuvântați. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de noi și pentru că ne iubiți. Dacă vă place ceea ce ați auzit, apăsați butonul roșu de abonament. Abonați-vă la acest canal. Nu vă costă nimic. Distribuiți și mai departe. Este nevoie ca oamenii să înțeleagă în acest desiș de informații, aș spune eu, neconforme și adesea contorsionate în mod deliberat ca să încurce. Este nevoie de clarificări, este nevoie să răspândim Evanghelia așa cum este ea dacă v-a plăcut sau ați înțeles ceea ce s-a spus aici. Trimiteți la cât mai mulți. Desigur, unii vor reacționa într-un mod total nepotrivit. Unii vă vor lovi, unii vă vor critica, unii ne vor lovi pe noi sau ne vor critica. Nu vă faceți griji. Așa au făcut și cu Domnul nostru Isus Hristos. În fapt, așa veți recunoaște adevărații copii ai lui Dumnezeu. Ei își vor vedea de treabă și vor duce Evanghelia până la capătul lumii. Cei care sunt însă rău intenționați nu vor putea avansa înainte până când nu se vor lega de ceilalți, până când nu vor aduce injurii pastorului X sau predicatorului Cutare. Voi să nu fiți așa. Voi predicați Evanghelia și mergeți până la capătul lumii, lăsându-i pe aceștia care cârcotesc în pace. Este treaba lor, vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți parte din acest proiect. Vă mulțumesc din suflet pentru că voi faceți posibile aceste transmisiuni. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare cent, fiecare um, dolar, pentru fiecare leuț, pentru fiecare euro pe care l-ați trimis și îl trimiteți către proiectul Genesis. Toate acestea, iată că se întorc înapoi și se duc cu mână largă peste tot în lume. Fie ca Dumnezeu să pună rodul care se obține aici, și este un rod bogat, în dreptul vostru, acelora care l-ați făcut posibil, prin sacrificiul vostru, prin faptul că ne ajutați. Probabil că mulți se întreabă de ce. Trebuie să coste lucrurile, că la alții nu costă. E bine pentru că transmitem în regim de televiziune, astfel încât multe state, multe televiziuni particulare preiau aceste informații și le trimit mai departe. E Toate aceste transmisiuni, din nefericire, costă și costă foarte mult. Nu ne permitem să întreținem în continuare. Dacă n-ați fi voi, nu am putea face aceste lucruri. De ce însă ținem nivelul atât de ridicat, poate vă întrebați? E bine pentru că vrem să atingem și acel segment de populație. Uh, unde nu poți să mergi doar cu filmări făcute cu telefonul, unde nu poți să mergi uh, nepregătit uh, într-un limbaj agramat sau uh, uh, bufnind, pretinzând că ești de la Duhul Sfânt. Eu am altă opinie. Când Duhul Sfânt este prezent într-un om și lucrează printr-un om, va lucra cu toată puterea și cuvintele acelui om vor aduce sens, vor fi spuse într-un limbaj simplu, exact și aplicabil, practic. Duhul Sfânt nu întortochează lucrurile și să-mi fie cu iertare, Duhul Sfânt nu va compromite imaginea creștinismului, ieșind în evidență prin oameni uh, care nu au nici vocabular, nu au nici cunoștințe. Nu uitați, nici unul dintre oamenii pe care îi vedeți pe paginile Sfintei Scripturi nu au fost oameni simpli. Toți au fost oameni educați, toți au, toți au fost oameni care și-au dat silința să învețe din ce în ce mai mult. Vreți să fiți și voi printre ei? Dumnezeu vă va primi cu bucurie, dar puneți mâna și învățați. Puneți mâna și educați-vă, puneți mâna și acumulați informație, pentru că altfel Duhul Sfânt nu vă va folosi. Poate că voi credeți că vă folosește, dar nu vă va folosi. De ce? Pentru că nu vă va asculta nimeni. Duhul Sfânt ne folosește pe noi ca să fim ascultați. Apoi, dacă tu ești un om care nu știe să vorbească elevat, nu știe să explice lucrurile ca să înțeleagă și cel mic, dar și cel din liniile de sus, nu te va asculta nimeni. Tu poate crezi despre tine, dar nu te va asculta nimeni. Vă mulțumesc așadar pentru că vă rugați pentru noi, pentru că postiți pentru noi. Sunt cele mai frumoase lucruri. Fie ca rodul acesta să vină înapoi în mit. Pentru că este deja foarte târziu, lecția a fost complexă, lungă. Vă salut pe toți, fără să mai citesc uh, locurile de unde sunteți. Am aici o listă întreagă, din Abrudia, până în Zădăreni, din Fugiu, până în Tinău. din Craiova, până în Timișoara, din Oradea până în Iași, Dumnezeu să vă binecuvânteze, iată, frații din Cluj, surorile din Cluj, din Siret, din Sebeș, iubiții noștri din India, Dumnezeu să vă binecuvânteze India, sunteți minunați, sunteți minunați, aveți toată aprecierea noastră, Israel sau Australia, până în Ungaria și Ucraina, Ucraina, sunteți în rugăciunile noastre, Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina. Iată câteva întrebări. Frate Florin, după ceva vreme, în Apocalipsa 20, se vorbește despre o mie de ani și legarea lui Satan. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Explicați-vă, rog, pentru puțină vreme. Cercetătorii nu pot să aproximeze, iubiții mei, cât este perioada aceasta de timp, puțină vreme. Poate să fie câteva minute, poate să fie o oră, poate să fie o zi, o lună sau un an. Cert este că, din punctul meu de vedere, nu va fi o perioadă lungă. De ce? El va fi dezlegat și va din nefericire, adaptarea textului în limba română, fără să țină cont de semantica textului în general a cuvântului lui Dumnezeu și de logica pe care o aduce textul, este că nu va înșela neamurile, ci va încerca, își va da silința să înșele neamurile din nou. Întrebarea care se pune, pentru că asta ar trebui să înțelegeți voi, este de ce această chestiune? Ce vrea Dumnezeu de fapt? Uh, se joacă cu sentimentele oamenilor? L-a legat o 100, mie de ani și apoi îl dezleagă ca să se întâmple iară băoboții, ca să se piardă alții? Nu. Tocmai de aceea nici nu va avea efect satana. Ci este un eveniment care face parte din planul de judecată a lui satan. Este, dacă vreți, o extra probă. Împotriva satanei, care chiar și în momentul în care va fi eliberat, după ce va fi fost stat în pușcărie, tot la rău să va duce, tot ca să distrugă, tot ca să uh, uh, să dărâme. Este parte din procesul lui de judecată. Nu va afecta neamurile. Cât înseamnă această puțină vreme, însă, nu știm. Opinia mea personală, repet, opinia mea personală este că va fi o, o vreme foarte scurtă, uh, la nivel de zile poate de o ore. De ce? Pentru că nu este nevoie de prea mult. Este ca și cum tu eliberezi un deținut din pușcărie în zilele noastre și imediat după ce ai ieșit pe porțile pușcăriei, se duce în magazin să fure. Nu se trebuie două zile să -l lași să vezi câte magazine sparge, câte vitrine fură. Este suficient doar să-l vezi că s-a dus să fure și l-ai luat înapoi pentru totdeauna. O altă întrebare. Pace frate Florin, după răpirea bisericii, va trebui să treacă o perioadă de timp până când anticristul se va ridica la putere. Mulțumim frumos pentru mesajul de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, este adevărat, nu știm însă această perioadă de timp. De asemenea, așa cum v-am spus mai devreme, nu avem nici o, uh, niciun detaliu, niciun indiciu, nici un uh, indiciu, uh, nici o fractură, un fragment de text ca să identifice cât va dura această perioadă, o oră, o zi, o lună, un an. Uh, nu știm cât va fi. Cert este că sunt elemente distincte. Anticrist nu va putea să intre în, și v-am arătat textele, din 2 Tesalonice în capitolul 2, nu va putea să apară pe pământ până când cel care stă în fața lui, în calea lui, nu va fi luat din, 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 drumul anticristului. Apoi noi știm că anticristul este fiul pierzării, fiul satanei și noi știm că satana nu răspunde, nu poate fi pus în, uh, în, în uh, aș spune, nimeni nu se poate pune uh, între el și noi decât Dumnezeu însuși. Nici arhanghelii, nici îngerii, ci doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că atunci când uh, s-a luptat cu el pentru trupul lui Moise, Mihail nici n-a putut să-i spună, fă așa sau fă așa, ci pur și simplu i-a spus, Domnul să te mostre. L-a dat pe una pentru că autoritatea totală este a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Duhul Sfânt va fi ridicat, abia atunci, se va revela anticrist. Nu știm însă cât va dura acest lucru. Cert este că nici nu va mai conta. Cu toată dragostea, în momentul în care biserica va fi fost ridicată la cer, nu cred că va mai conta pentru nici unul dintre noi ce se va întâmpla aici pe pământ. Pentru că ne vom vedea cu Domnul Isus Hristos, fiecare dintre noi vom primi răsplătire pentru tot ceea ce am făcut. Aviz celor care, cred că, apropo, fiți foarte atenți la ce vă spun. Sunt unii oameni care cred că pot răni sentimentele unuia sau altuia și că își pot rezolva această problemă doar cerându-și iertare de la Dumnezeu. Vreau să știți că nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu până când vă veți fi rezolvat toate problemele de aici. Pentru că Dumnezeu este drept, va ține cont. Nu, să nu credeți cumva că va lăsa pe sora sau pe fratele, să intre cu lacrimi în ochii în împărăția lui Dumnezeu, pentru că dumneavoastră le-ați rănit sentimentele, i-ați bat jocurit poate o viață întreagă și ați scăpat cumva cerându-vă iertare de la Dumnezeu. Să nu mergeți pe această ipoteză falsă. Dumnezeu ține cont. Pentru că în dreptatea lui nu poate să vă exonereze pe dumneavoastră de vină, să vă ia sus, să vă răsplătească, iar ceilalți să meargă cu inima măhnită. Desigur, ați putea spune voi că noi trebuie să iertăm precum și Dumnezeu ne iartă precum și noi iertăm greșiților noștri. Iubiții mei, nu faceți confuzia între iertare și consecințe. Iată, de exemplu, un fumător incurabil care se va lăsa de fumat nu înseamnă că dintr-o dată pocăindu-se îi vor dispărea consecințele din plămânii lui. Nu înseamnă că un fost om care a fost alcoolic toată viața lui și acum este bolnav de ciroză, este în ultimii, ultimii pași pe care are în această viață și se pocăiește pentru că a înțeles că fără iertarea lui Dumnezeu nu este, nu este scăpare, nu înseamnă că dintr-o dată ciroza automat se va și vindeca. Vor fi consecințele păcatelor. De aceea vă spun, faceți tot ce vă stă în putință, că atunci când veți merge sus, indiferent că vine vorba despre răpirea astăzi, și anticris va veni peste nu știu cât. Voi fiți pregătiți. Trăiți în pace cu toți oamenii, este scris. Aveți o, um, o, o conduită morală și etică ireproșabilă și atunci nu veți avea probleme. Pentru că altfel, dacă trăiți în certuri, în pismă, Apostolul Pavel ne spune să nu trăim așa, dar dacă voi jigniți în stânga și în dreapta, răniți sentimentele lui X sau lui Y, să nu credeți că veți ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Doar pentru că v-ați cerut iertare la Dumnezeu. Dumnezeu are pretenția să vă împăcați și lucrurile pe care le-ați făcut aici. Pentru că acei oameni vor ajunge și ei în casa lui Dumnezeu, dar vor ajunge cu lacrimi în ochi și Dumnezeu îi va întreba de ce plângi. Și el va arăta cu degetul spre voi. Și va spune pentru că el m-a făcut să plâng și să vă păzească Dumnezeu. Să faceți să plângă pe vreunul din micuții lui. El a zis, mai bine dacă e unul din micuții aceștia care va suferi, care va cădea. S-au atins de lumina ochilor mei? Aveți grijă. Așadar, nu știm când va fi, dar voi să fiți pregătiți. O altă întrebare. Pacea Domnului Isus Hristos. Ne-ați spus data trecută să ne pregătim. Ține de noi, așadar, să ne pregătim sau Domnul ne pregătește? Noi trebuie doar să stăm și să ne rugăm ca să ne pregătească Domnul și, dacă ține de noi, să ne pregătim, cum să o facem? Iubitii mei, vă mulțumesc pentru această întrebare. Și vă felicit pentru că ați adresat-o. Nu cred că v-a fost ușor, pentru că este o întrebare stânjenitoare. Este o deformare crasă a culturii pe care Dumnezeu a lăsat-o cu privire la împărăția Sa și care se regăsește în mod foarte pregnant în culturile carismatice și ultra care spun așa: Domnule, Dumnezeu poartă de grijă. Am auzit oameni care își maschează cumva uh, sentimentele pentru că este, în fapt, eminamente o gândire sentimentală și care spun că Dumnezeu oricum nu va lăsa nicio unghie aici pe pământ, indiferent ce facem noi. Ei bine, dacă îi analizați atent pe oamenii care afirmă astfel de lucruri, sunt oameni cu probleme. Fie au pe copiilor nepocăiți, fie au pe soțul sau pe soția și vorbesc eminamente sentimental. Ei bine, aflați ce vă spun. Și dacă eu greșesc în ceea ce spun, n-ați pierdut nimic. Ascultându-mă n-ați pierdut nimic. Dar dacă am dreptate în ce vă spun și voi nu luați aminte, va fi vai și amar. De ce vă spun? Pentru că Dumnezeu ne-a cerut nouă să veghem, nu înseamnă că veghează El. Vegheați că și nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, Matei 24, 42. 1 Petru, capitolul 5. Vegheați pentru că cel rău dă târcoale ca un leu și caută pe care să înghită. Fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei 24, 44. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Deci, cine ne pregătește? Noi ne pregătim. L-am auzit pe Domnul Isus Hristos cerându-ne și ne sfințim în fiecare zi. Există o teologie falsă care îți va spune că tu nu trebuie să faci nimic. Este emanată din teologia prosperității. Nu trebuie să faci nimic, Dumnezeu poartă de grijă. Odată ce tu ai spus că îl crezi pe Dumnezeu, ești născut din nou și restul va veni de la sine. Iubiții mei și dracii cred și se și înfioară. Uh, vedeți voi este scris Matei 24 cu 48: Dacă există un rob care zice în inima lui, oricum, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă, dacă va începe să mănânce și să bea cu bețivii, cu alte cuvinte, dacă va începe să trăiască lumește. Ba mai mult decât atât, ce înseamnă să bată pe tovară și lui de slujbă? Să prigonească, să vorbească urât. Și uitați-vă că este internetul plin. Este internetul plin. Numai săptămâna trecută am fost avertizat cu privire la câteva predici de ale mele pe care nici nu vreau să-i dau numele. Un copilandru care săracul nu are nici parte, nici har, nici sorți în casa lui Dumnezeu, pe ce mă bazez, pentru că un cuvânt, al lui, un cuvânt al lui Dumnezeu se vestește cu blândețe, nu cu răutate, tot încearcă și caută vizualizări pe seama mea sau pe seama criticilor aduse pastorului X, Y sau Z sau pe seama prietenului meu Amir Sarfati. Iubiții mei, când tu bați pe tovare și tăi de slujbă, când îi critici, nu trebuie să fim toți de acord cu toată lumea, nici eu nu sunt de acord cu vasta majoritatea celor din teologia românească, dar nu-i critic, e problema dumnealor. Mă rog pentru dânsii și eu îmi văd ale mele, transmit Evanghelia. Ei bine, dacă veți face toate lucrurile acestea, să țineți minte, stăpânul robului va veni în ceasul în care nu, vă aștept, nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta la lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi prânsul și scrâșnirea dinților. Vedeți voi? Este o premisă falsă că Dumnezeu, odată ce ți-a promis mântuirea, tu poți să faci ce vrei. Că oricum te pregătește El. Nu, iubiți mei, să nu credeți așa. Sfințirea este în nume propriu. Tu și cu mine trebuie să ne sfințim. Tu și cu mine trebuie să veghem. Cum să o facem? Întrebați dumneavoastră. Ascultați ce vă spun. Pentru că este scris. Ascultați-mă ce vă spun. Efeseni, capitolul 5. Avis și celor care criticați ceea ce nu știți. Voi, odinioare, erați în întuneric. Dar acum sunteți lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Lăsați-vă de minciună. Efeseni 4, cu 25. Cine fura să nu mai fure, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Efesen 4.29, Efesen 4.30, nu întristați pe Duhul Sfânt. Efesen 4.31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Cum trebuie să ne pregătim? Efesen 4.32, Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Înțelegeți voi cum? Vegheați și fiți treji. Cum ești treaz, practicând aceste lucruri. Efeseni 5 cu 14. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Stai puțin, nu Domnul Iisus Hristos ne deșteaptă? Nu! Este scris, deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați voi, nu Dumnezeu pentru voi, voi răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți. Cu alte cuvinte, înțelegeți. Și uh, puneți în practică voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Mai mult decât atât, ascultați un text și mai clar și mai ferm. Romani 12. Poate îl transmiteți și pastorilor care vă îndeamnă greșit. Vă îndemn, dar, fraților, pentru a obține îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre, ați auzit? Să le aduceți. Ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, cu alte cuvinte, să fii gata de sacrificiu. Căci dacă voiește cineva, Matei 16, 24. Să vină după mine, trebuie să se să lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ați auzit, dar, cum să ne pregătim. Roman 12,2. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci transformați-vă prin înnoirea minții. Doar așa puteți deosebi voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iată o altă întrebare. Frate pastor, cum deosebim când are loc lepădarea de credință? Și apostazia? O întrebare extrem de grea. Nu uitați! Încercați să vă imaginați următoarea secvență. Credințele și valorile unui om se vor translata, se vor transforma în atitudini față de lume și viață, iar atitudinea pe care o ai se va transforma în comportament. Cu alte cuvinte, dacă vrei să vezi cu adevărat care este sau cum arată credința autentică a unui om, Invariabil și indiferent de ceea ce declară el, că acum și dracii cred. Oricine pe care îl întreb aici crede că e sub influența Duhului Sfânt, că este botezat cu Duhul Sfânt, că are putere. Problema nu e ce declarăm noi. Credința se va vedea în faptă. Citiți Epistola Apostolului Iacov. Cum putem să deosebim când are loc lepădarea de credință? Analizați-vă comportamentele. Pentru că dacă viața voastră este plină de mânie, credința voastră este una în orice altceva, dar nu în Dumnezeu. Dacă viața voastră e plină de zavistii, de intrigi, de critică, de răutate, de cuvinte acre și amare, de dorința de a-l dobori pe celălalt, în loc să te bucuri împreună cu el, tu dobor doar pentru că e mai bun ca tine, n-ai o credință în Dumnezeu. Tu poți să proclam până mâine Până la anul cai pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu locuiește într-un templu dat de racilor Pentru că toate acestea sunt comportamente ale firii pământești și ale dracilor. Este scris Galaten, capitolul 5, citiți cu atenție, citiți, repet cu atenție. Un alt aspect. Cum știm că suntem pe calea credinței? Când chiar și atunci când tu faci un comportament um, să spunem, deplasat pentru că n-ai vegiat, te mustră sufletul, te doare, te doare. Înseamnă că încă în tine este o credință autentică și din greșeală, când, fără să veghezi, fără să uh, fii atent, ai căzut, imediat corectezi, aduci corecțiile necesare. Dar dacă viața ta și viața bisericii în care ești tu este doar o scenă de modă, este doar o sală de concert, predicile sunt doar un mestecău în care să macină și să pun în aceeași uh, cratiță o sumedenie de cuvinte care n-au niciun sens. De unde știți lucrul acesta? Întrebați-vă ce a predicat pastorul duminică la biserică. Apoi analizați predica și vedeți ce ați învățat din ea. Este ea o predică biblică sau sunt versete biblice care sunt folosite ca și parandărăt pentru idei filozofice, doar ca să fie prezentate în biserică. Știți că sunt oameni care folosesc sau se folosesc de versete biblice doar ca să atragă atenția, apoi își manifestă și își etalează filozofiile lor și fel și fel de um, um, mecanisme din acestea de um, uh, discurs public, dar pe care le îmbracă cumva spiritual doar ca să aibă acces. Audiez și ascult zeci de predici de la foarte mulți dintre pastorii de calibru din România. Iubiții mei, îmi permit doar atât să spun pentru că eu îi onorez, indiferent de faptele bune sau mai puțin bune pe care le fac, îi onorez pentru că au uh, uh, nu doar dreptul acesta, ci e datoria și obligația mea să îi onorez și să fiu față de dumnealor respectuos și nobil. Dar să știți, atât vă spun că mă îngrijorează cursul pe care a pornit creștinismul românesc din România, de la bisericile mari sau foarte mari. Mă îngrijorează și nu spun mai mult decât atât, dar o spun, repet, sub nota aceasta de a binecuvânta pe acei oameni care o aduc. Ultima întrebare pentru seara de astăzi, pentru că este destul de întârziat. Pacea Domnului Iisus Hristos, frate iubit Florin, am o întrebare de ce cei mai mulți oameni cred că este suficient să creadă în Domnul Iisus fără să facă legământ și anume botezul, să ia parte la cină, Învățătura apostolilor și așa mai departe, vă mulțumesc. Draga noastră Suzana, este de la sora Suzana întrebarea aceasta foarte bună. Știți de ce? Pentru că în ultima vreme este promovată o teologie dezbrăcată de toate valorile sale. O teologie nebiblică. Sunt acei învățători care au fost puși de oameni ca să le dea învățături după poftele lor. Învățături care să gâdile urechile, învățături care să ușureze accesul în cer, învățături care să spună sau să lărgească calea, cum se zice. Iubiții mei, sper că v-am demonstrat în curgerea vremii, sunt ani de când suntem împreună, că nu sunt omul acela obtuz care să stea cu rigla la ușa bisericii și să măsoare fustele femeilor, lungimea baticului, lungimea cravatei și așa mai departe. Totuși, trăim într-o lume tare de pentru că dacă ne uităm în biserici, să-mi fie cu iertare, vă întrebați de ce nu vă merge bine. Mulți dintre voi. Uitați-vă la comportamentul vostru. Vă întrebați de ce nevasta vrea să divorțeze. Știți câte... Apropo, încerc acum să pregătesc un material, să-mi spuneți dacă credeți că este de actualitate pentru mulți dintre voi. Vreau să-i propun prietenului meu, Ciprian, în viitor să abordăm tema aceasta a divorțului. Pentru că este o... Plagă care a intrat în biserici. Voi vă întrebați probabil de ce nevestele voastre vor să divorțeze de voi sau de ce bărbații voștri vor să divorțeze de voi, femeile? De ce copiii voștri sunt dependenți de pornografie și de jocuri video din acestea? E bine, ascultați-mă ce vă zic. O fac pentru că voi nu aveți o viață devotată lui Dumnezeu, pentru că mulți dintre voi îl jigniți efectiv venind la biserică ca la teatru, îmbrăcați ca la. Gândiți-vă dacă în fața unui primar ați merge așa. Gândiți-vă dacă atunci când ați absolvit facultatea ați fost așa. Vedeți, îl jignim în multe, în multe aspecte pe Dumnezeul nostru. Nu Să nu mă înțelegeți greșit, vă rog din suflet, nu, nu sunt aici să pun limite sau să cadrăm o modă, să spunem toată lumea la cravată, toată lumea la costum. Nu. Eu vorbesc despre respectul și despre bunul... Uh, Aș spune decența care a început să lipsească. Băieți care au început să se îmbrace ca fetele cu pantalonii aceia mulați, căzuți în vine. Iubiții mei, practicându-le și practicându-le, ați ajuns să nu le mai vedeți, să nu mai vedeți cât de caragioși am ajuns să devenim. Iubiții mei, vă rog din suflet, iertați-mă și nu, uh, nu o luați ca o jignire sau ca o ofensă pe care vreau să o aduc. Este pur și simplu ca un strigă de durere. Ar trebui să ne readucem aminte cu cine avem de-a face, cu Dumnezeu. Măcar la biserică căutați să fiți oameni fermi. Pentru că dacă aici veniți așa, să nu vă mirați că Dumnezeu nu se grăbește să vă aducă vindecare în bolile voastre? Să nu vă mirați că medicii, deși fac tot ceea ce le stă în putință, rezultatele analizelor voastre sunt tot grele? Să nu vă mirați că v-au fugit copiii de acasă? Să nu vă mirați că ați ajuns? Dependenți de pornografie? Să nu vă mirați că nu mai găsiți plăcere în bărbat și, bărba, și soția dumneavoastră nu mai găsește plăcere în, în dumneavoastră sau viceversa? Să nu vă mirați că nu vă mai merge bine nimic în viață? E bine pentru că am ajuns să-l ofensăm pe Dumnezeu. Așadar, ce este de făcut? Întrebare foarte bună a sorei Suzana. Să ne readucem aminte de Dumnezeul nostru, să ne curățim și El. Va îngriji de noi. De unde vine acea filozofie? Din dorința pastorilor de a nu-și pierde turmele. Pentru că sunt oameni plătiți și știți cum e atunci când ai 10 enoriași care te plătesc, îți plătesc salariu și cumva prin strictețea cuvântului s-ar putea să îi îndepărtezi de la biserică, nu mai ai curajul să o faci pentru că rămâi fără salariu. Și din nefericire, mulți pastori au ajuns să facă compromisuri. Sper că v-am răspuns însă la ceea ce ne interesa pe noi. Iubiții mei, stăm puterea noastră să fim sfinți. Stăm puterea ta. Deschide ușa inimii tale și lasă-L pe Dumnezeu să te curățească și îți va merge din plin. Continuă însă pe această pantă a unei atitudini sfidătoare la adresa lui Dumnezeu și vei simți pe propria piele răutatea oamenilor, și distanța pe care Dumnezeu o va lua de tine. Fiți înțelepți, împăcați-vă astăzi cu Dumnezeu și veți simți bucuria, plinătatea și frumusețea vieții. Ivarheha Adonai Veish Mareha Ia era Adonai Pana Veleha isa Adonai Pana Veleha semleha, Shalom Domnul, să vă binecuvânteze și să vă păzească. El să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. El să se întoarcă fața către voi și să vă dea pacea. Amen.